mi-e greu să fac acum un inventar. În general, oamenii care mi-au fost aproape, care mi-au fost și îmi sunt prieteni, au semnat și au participat la, la eforturile noastre. Sigur că am și prieteni care, prin natura lor, nu sunt genul articlier. Nu se mobilizează ușor ca să scrie des. Dar și când scriu o singură dată, eu sunt foarte bucuros. Nu pot să spun că am fost refuzați vreodată cu adevărat. Și asta mă bucură, pentru că înseamnă că Dilema a rămas de-a lungul timpului o firmă onorabilă pe care nimeni nu simte nevoia să o ține la distanță. Ce vă ia ca să construiți editorialul din pagina asta? De obicei îl fac în weekend. Îmi ia câteva ore bune, îmi ia mai multe ore să găsesc subiectul decât să-l scriu. E din ce în ce mai greu să găsești un subiect, pentru că ori pici pe lucruri pe care toată lumea le dezbate, care te asfixiază, care sunt prezente peste tot, ori atunci devii prea exotic și balansezi tot timpul între a fi prea actual și a fi cel care se piaptănă ca baba când țara piere. Sunt certat de forumiști pentru ambele versiuni. Dacă mă refer la actualitate, mi se spune, Matale, vezi, domne, dale subiectele dumitale, lasă-ne pe noi cu ale, nu te mai băga în ciorbă. Iar dacă rămân la subiectele mele, mi se spune, frumos îți șade să stai acolo în turnul de filde și să ne lași pe noi cu probleme concrete. Așa că oricum greșesc. E o situație dilematică prin definiție. Există cuvântul cenzură în redacția revistei Dilema? Ce înseamnă cuvântul ăsta? Cenzură. Mai am o singură întrebare. Ați ajuns la 20 de ani. Unde vă veți opri? Noi nu ne vom opri, ne vor opri alții, probabil. Sau împrejurările. Noi n-avem nicio intenție în sensul.